Hello, hello, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit detalarea de tarot pentru miercuri 6 ianuarie. Hai să vedem care e energia acestei zile pe situația de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Wow, încă o zi doar cu arcane majore. Foarte interesant. Hai să vedem ce înseamnă asta pe fiecare domeniu de viață. Pe dragoste avem aici Marea Preoteasă. Este o carte de introspecție. O carte care cere de la voi să vă analizați foarte bine gândurile, sentimentele, emoțiile, dar și care vă cere să nu luați decizii pripite, să analizați foarte bine situația înainte de a lua o decizie, înainte de a comunica ceva partenerului sau partenerei voastre. Marea Preoteasă este cartea care în tarot guvernează luna și toate ciclurile lunare. Luna în astrologie guvernează sentimentele și emoțiile noastre. Prin urmare, această carte care a ieșit aici pe partea de dragoste mi-arată că pentru o parte dintre voi o să fie o zi cu foarte mare încărcătură emoțională. De aceea vă cer să aveți foarte mare grijă aici la ce spuneți, cum spuneți. Nu vă zic să vă cenzurați, să nu comunicați lucrurile pe care efectiv simțiți că trebuie neapărat să le spuneți. Dar vă cer aici să vă gândiți, să vă gândiți foarte atent înainte de a lua orice decizie. Marea Preoteasă este și o carte foarte puternică, mai ales pentru femei. Femeile sunt foarte puternice, sunt foarte bine aspectate. Atâta timp cât vă conectați cu emoțiile voastre interioare, cu tot ceea ce guvernează luna pentru voi, cu feminitatea voastră, o să puteți să luați deciziile bune pentru voi. O să fiți mai intuitive, o să observați anumite lucruri care poate în trecut nu le-ați fi observat. O să primiți foarte multe mesaje intuitive aici, din lumea angelică, din lumea invizibilă, de la divinitate. Fiți foarte atente la toate aceste mesaje care vin către voi astăzi. Pentru cei singuri, care încă nu v-ați găsit partenerul, partenera ideală, aceasta este ziua ideală ca să faceți un pas în spate și să analizați puțin situația obiectiv. Și obiectiv nu mă refer la rece, dar nu e acel gen de analiză foarte rece și tăioasă a reginei de spade, nu. Este o analiză foarte intensă, foarte emoțională, făcută atât cu mintea cât și cu sufletul, în care reușești să vezi în spatele dualității, în care reușești să vezi lucrurile în ansamblul lor. E acel thinking outside of the box. Și cum poți să gândești în afara cutiei, cum poți să percepi toate elementele acestei cutii metaforice despre care vorbim, pășind în exteriorul ei. Atâta timp cât ești prins în interior, când ești prins în această situație, în fie că e o durere sau o relație sau în orice lucru ești prins aici în emoții, nu o să poți să le înțelegi pe de-a întregul decât dacă faci un pas în spate și le privești ca un observator imparțial din exterior. Și acest pas în spate nu se face detașându-te emoțional, nu. Păstrezi conexiunea emoțională, dar mental te detașezi. Te uiți la lucruri dintr-o nouă perspectivă. O energie foarte interesantă aici pe situația de dragoste. Foarte pozitivă, pentru că Marea Preoteasă vine cu noi înțelesuri, cu un nivel mai adânc de autocunoaștere, vine cu foarte multe daruri pozitive, mai ales pentru femei și pentru bărbați în mai mică măsură, dar mai ales pentru femei poate să vină cu foarte multe lucruri pozitive. Singurul lucru pe care această carte îl cere de la voi este să faceți această muncă interioară de autoanaliză. Ce vă doriți, de ce vă doriți acele lucruri, de ce aveți nevoie de acele lucruri ca să fiți împlinite, ca să fiți fericite, ca să fiți bucuroase. E o carte foarte frumoasă de autocunoaștere, care de asemenea ne readuce aminte că înainte de a intra într-un parteneriat este foarte important ca noi să fim mulțumiți cu noi înșine. Pentru că dacă noi intrăm în acest parteneriat cu anumite probleme, cu anumite lipsuri emoționale, partenerul nu o să poată să ne suplinească aceste nevoi. Mai întâi trebuie noi să fim mulțumiți în noi înșine și apoi să aducem ce e mai bun din noi la masă.
la masa parteneriatului. Hai să mergem mai departe. Pe partea de sănătate avem aici Hierofantul, Marele Preot. Parte dintre voi o să aibă de-a face astăzi cu anumite instituții de sănătate, cu spitale, cu clinici, cu centre de recoltare, cu centre de analize, cu instituții care reglementează partea asta de sănătate. Hierofantul vine și cu foarte multă stabilitate, așa că să nu vă fie teamă că orice se întâmplă aici în această legătură o să vă aducă mai multă stabilitate și mai mult echilibru pe starea voastră de sănătate. Am impresia că voi aici sunteți mai temători decât ar fi cazul. E o zi foarte bună, mai ales pentru cei din zodia Taur sau dacă aveți un medic, un specialist, un terapeut din zodia Taur. Pentru o parte dintre voi o să primiți în sfârșit o hârtie, o adeverință, un lucru, un certificat medical de care aveați nevoie. Lucrurile merg bine pentru că Marele Preot merge într-o direcție pozitivă, este o carte pozitivă. Doar că trebuie să treceți prin acești pași birocratici ca să ieșiți învingători, să ieșiți bine pe partea cealaltă. Mare atenție aici cu zodia Taurului, pentru că aceasta guvernează și mâncarea, tot ceea ce mâncăm, tot ceea ce ingerăm. Astăzi este și o zi de sărbătoare. Aveți grijă să nu faceți excese culinare, să fiți cumpătați și echilibrați în partea asta de alimentație. Pentru că riscul de boli din această carte este de a exagera. De a exagera cu prea mult dulce, cu prea multă băutură, cu prea multă mâncare, de a duce lucrurile la această extremă de prea mult. Hai să vedem pe partea de bani, carieră, situație financiară. Aici avem Împăratul. Carte de foarte multă stabilitate și de foarte multă protecție. Sunt foarte bine aspectați berbecii sau cei care au de-a face în afaceri cu un nativ din zodia berbec. De asemenea, aici sunt foarte bine aspectate toate meseriile care țin de poliție, armată, menținerea ordinii publice și oarecum tangențial și de justiție. Pentru toți ceilalți, Împăratul vine cu foarte multă susținere, susținere de la superiorii voștri. Dacă aveți nevoie de suport, nu vă descurcați cu o problemă la locul de muncă, astăzi o să găsiți persoana care vă ajută să rezolvați acea problemă. Pentru cei care doriți să faceți anumite investiții imobiliare, să cumpărați un teren, o casă, un apartament, astăzi puteți să găsiți ajutor de la cineva. Cineva vă ajută să puneți deoparte suficienți bani pentru un avans, vă ajută, vă ghidează în legătură cu banca, cu instituțiile publice, cum să obțineți un credit, cum să vă faceți planul de afaceri. Acest Împărat poate să fie un mentor, o persoană mai în vârstă din familie, un superior de la locul de muncă, un prieten, o cunoștință, cineva care s-ar putea pe de o parte să vă dea resursele financiare de care aveți nevoie, să investească în afacerea voastră, să vă dea împrumut niște bani sau să vă învețe anumite lucruri. Să vă explice cum trebuie să faceți un plan de afaceri, cum trebuie să completați o cerere, cum trebuie să puneți problema când mergeți să discutați cu investitorii, cu clienții, când mergeți la bancă. E cineva care vă explică de desubturile afacerii sau a domeniului în care vreți să intrați. Singura cerință de la această carte este să faceți totul după litera legii, să vă asigurați că aveți contracte, chitanțe, facturi pentru toate lucrurile pe care le întreprindeți. Dacă vă angajați, asigurați-vă că aveți carte de muncă. Dacă cumpărați un teren, asigurați-vă că toate actele sunt în regulă. La fel, dacă vă cumpărați o casă, asigurați-vă că totul e în regulă, scoateți și voi un certificat de urbanism înainte, uitați-vă acolo ce sarcini sunt asupra casei, terenului, a imobilului pe care vreți să-l cumpărați. Dacă nu vă descurcați cu toate aceste lucruri, nu știți ce înseamnă aceste lucruri, apelați la un specialist, pentru că banii pe care o să-i plătiți unui arhitect sau unui inginer care se pricepe pe partea asta, ca să vă ajute, să vă consilieze, o să fie mai puțin decât pierderile pe care le puteți suferi dacă nu cereți această consiliere.
o energie foarte frumoasă pentru această zi și înainte să finalizăm acest video, vreau să vă scot un card de înțelepciune. Până când o să amestec eu aceste cărți, vă reamintesc încă o dată pentru cei care n-ați văzut încă videourile pentru anul 2021. Am făcut câte o etalare de tarot pentru fiecare zodie în parte. E cam de 30 de minute pe zodie. Videourile sunt deja la mine pe canal. Găsiți link-ul pentru playlist-ul cu toate etalările aici în dreapta sus. Și vă invit să le urmăriți, să-mi lăsați în comentarii cum se aplică pentru voi și dacă v-a plăcut, bineînțeles, să lăsați un like. Și acum să scoatem energia pentru această zi. Sunt o persoană pozitivă. Dacă mă focalizez pe ceea ce nu vreau, voi primi mai multe astfel de lucruri. Susțin cu tărie doar binele în viață. Un mesaj foarte frumos care ne readuce aminte cât de important este puterea gândului, cât de importante sunt gândurile voastre, cât de important este discursul interior care are loc în interiorul vostru, în fiecare clipă, din fiecare zi. Pentru că acesta este ca melodia aceea de fundal. Știți la filme cum regizorii se folosesc de diferite momente muzicale ca să sublinieze anumite aspecte din filmul respectiv? Ei, la fel și gândurile voastre, discursul ăsta intern care se întâmplă mereu în mintea voastră, este coloana aceea sonoră a vieții voastre. Și cum vreți să fie coloana asta sonoră? Să fie sumbră? Dramatică? Sau vreți să fie așa veselă, ușoară, să vă susțină mereu? Puterea e în mâinile voastre. Voi puteți să faceți această schimbare pentru că voi hotărâți ce gânduri lăsați să se dezvolte în interiorul vostru. Voi hotărâți cum este acest dialog intern. Pozitiv, de susținere sau negativ, sumbru, trist, de distrugere. O energie foarte frumoasă pentru această zi. Vă mulțumesc că ați stat cu mine la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!